Piatra Viselor. În mijlocul pădurii erau niște case mari de sticlă, frumoase, frumoase, așa de frumoase că la soare te puteai uita, dar la ele, ba. Înăuntru locuiau trei fete care erau foarte rele, dar cea mică nu era rea. Ea avea sufletul bun. Într-o zi, cele două surori mai mari și rele au trimis-o la fura pe cea mică. Ea nu a furat nimic și s-a întors cu mâinile goale. Cele două au stabilit să o gonească pe cea mică din casa în care a crescut și a îngrijit-o. Fetița plecă pe un drum lung, iar tot mergând văzu un cățeluș bolnav. Ea îl înfășoară în pelerina sa, îl hrănește din proviziile sale și îi dă să bea apă dintr-o fântână. A avut grijă de cățel până a îmbătrânit, pentru că el era cel mai bun prieten al ei. Când câinele a murit, a scos din gură un lanț cu o piatră care se chema Piatra Viselor. Fata, ținând lanțul ca amintire, și l-a pus la gât. I-a descoperit că Piatra Viselor te poate duce oriunde vrei. S-a întors la surorile sale și ce să vezi? Geamurile nu mai erau așa frumoase, iar casa era neîngrijită. Când a intrat înăuntru, a văzut un ziar pe care scria: cele două hoațe arestate pe viață, iar lângă era o poză cu surorile ei. Fata a luat casa pentru ea, a îngrijit-o și a trăit fără probleme mult, mult timp.